cu emoții, cu sufletul la gură, dar eu cred că a fost foarte greu, un meci foarte, foarte important. Am gestionat fazele bine din ambele meciuri. Eu zic că am mers mai departe meritat și mă bucur că am făcut meciul bun. Am pregătit foarte bine tactic și fizic și asta e un aspect foarte important. Sincer, te gândeai la penaltiuri prin minutul 80? Mai ales că tu care te A fost greu, a fost foarte încărcat meciul și știam că o minge poate schimba meciul și putem să câștigăm meciul. Cine a intrat de pe bancă a intrat foarte bine și Popica și Felipe și Baba și Baten și am făcut meci bun și am mers mai departe. Ar fi fost nedrept pentru că am în două meciuri Maccabi nu cred că a avut o ocazie foarte mare. Fotbalul e și nedrept, dar mă bucur că am gestionat bine fazele și fizic și tactic și meritam să trecem mai departe. Sparta Praga ți se pare un adversar mai puternic? Nici nu m-am uitat la Sparta Praga, dar o să ne uităm acum, era importantă, nu era nici respectul pentru Maccabi să ne uităm la Sparta, a fost foarte greu. Astăzi, sincer, au fost ocazii, înainte de meci 50-50, după egalul la București, a putut să se întâmple orice, am câștigat, suntem bucuroși, mergem acasă și ne pregătim pentru Sparta. Crezi că această victorie va debloca situația de la echipă? Victoria importantă, trebuie să avem două puncte în trei meciuri în campionat și știm cu siguranță că nu e ok în campionat și ușor, ușor sunt convins că o să reglăm lucrurile. Ești mai liniștit acum? Ai semnat? Acum sunt foarte liniștit și ești bucuros? Pot să zic că sunt fericit că am rămas la familia roșu-albastră și mă bucur foarte mult și pentru fanii și pentru toți oamenii de la club care au încredere în mine și mă bucur de toată situația cum s-a terminat. A fost o situație inedită pentru că ai semnat chiar aseară înaintea unui meci atât de important și a fost foarte încărcat ultima perioadă și mental pentru mine, dar am putut să împart fazele profesioniste și emoționale și am terminat treaba cu bine.